Îmi revine plăcerea deosebită de a deschide, la inițiativa domnului rector, această ședință specială a Senatului Universității noastre, dedicată aniversării colegilor noștri seniori. Suntem la a doua ediție acestui club al seniorilor, când cu pioșenie și respect ne prețuim mentori. Tradiția universității noastre înseamnă, dincolo de zidurile și clădirea aceasta istorică, înseamnă generații și generații. Generații de mentori, generații de discipoli, care întotdeauna vor găsi această universitate ca fiind acasă. Aș vrea să salut pe toți care sunt aici, să le mulțumesc colegilor mei de la Facultatea de Artă, cei din generația mea. Cred că am fost foarte lăudat, dar uitați-vă bine la noi, suntem oamenii care ne-am făcut suma. Mă bucur foarte mult, a fost o surpriză plăcută, n-am știut pentru ce vin, am crezut că vă întâlnesc cu toți cei care suntem în pensie și se face un club. Compania în care am fost invitat mă onorează. Și îmi trezește nu numai sentimente de bucurie, ci și de melancolie. Am niște trăiri extraordinare și niște trepidații sufletești, pentru că am avut o serie și o serie de momente extraordinare aici. Inițiativa celui care ne-a convocat, amical și respectos, Hicet Nunc, adică aici acum, o putem vedea ca pe una într-o tradiție clasică, romană chiar. E emoționant să cugeți despre trecerea timpului și despre vârstă. Nu spun bătrânețe, pentru că nu suntem bătrâni, suntem seniori. Niște seniori care au acumulat experiență și sunt veni.